Strategia se referă la descentralizarea competențelor în 7 domenii, respectiv agricultură, educație, sănătate, cultură, mediu, tineret și sport și turism. Autoritățile locale vor primi competențe exclusive de implementare, tot ceea ce ține de reglementări naționale, control, inspecție, rămâne atributul exclusiv al autorităților centrale. Avantajul descentralizării, așa cum a fost repetat în foarte multe rânduri, este de aducere a tuturor serviciilor publice mai aproape de cetățeni.